Și mă întreba multă lume, cum a fost posibil că chiar acest primar de Belt, Renato Sata, a câștigat cu așa un scor extraordinar de 73%. Bine, are el ce are a lui, dar eu vreau să vă zic că, în principiu, guvernul nostru a contribuit, cred că, cel puțin la vreo 20-30%. Și vă zic cum. Deci, problema dată era în tot orașul. Deci, era un miros neplăcut în tot orașul. Deci, dumnealui ce a făcut? Foarte simplu, programul lui electoral, puteți să-l ridicați, să-l vedeți, este pe două foi. Și începe programul electoral. Unicul investitor mare, deci așa începe programul lui, cu componenta economică, unicul investitor mare care a investit în Republica Moldova, Drexel Mayer, sufer din cauza vinării din Vale. Noi vom închide această vinării din Vale și dumnealui toată campania, deci unii mergea la fiecare sector și cartier și discuta, el peste tot spunea, eu mă oblig să închid această întreprindere și să dispară acest miros. Ori aceasta era cea mai mare problemă, fiindcă mii de semnături s-au strâns, au fost petiții la guvern, au fost petiții în adresa președintelui țării. Toți stăteau mâlc, nimeni nu lua atitudine. Și asta au fost 2 ani de zile, noi ne băteam cu acest miros neplăcut. Și atunci lumea când a văzut că a venit un om și care a zis că noi rezolvăm această problemă și eu sunt sigur că 20 ceva de procente, dacă nu mai mult, primarul de Bălți le-a câștigat anume pe acest subiect. Și pe alte capitole, dacă le luăm. Deci, în principiu, ce? Guvernarea creează premiză ca să vii partidii din opoziție la guvernare sau partidii care noi poate nu cel mai mult ne dorim cu vectorul și cu alte subiecte.